Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre. Evident că în contextul actual ne confruntăm cu cea mai importantă problemă și majoră care a afectat viața și activitatea întregii Republici Moldova, e vorba de pandemia coronavirus, dar dincolo de toate aceste probleme cotidiene, multiple și cu care ne confruntăm, profitând de ocazie, aș face un apel respectuos și insistent către toți cetățenii Republicii Moldova în continuare să respecte cu strictețe toate exigențele și stabilite de către instituțiile medicale din Republica Moldova. Este important să depășim această etapă și să revenim la normalitate. Depinde de fiecare dintre noi cum ne comportăm, cum acționăm și cum ne protejăm. Ne protejăm pe noi, dar și pe cetățenii noștri, pe semenii noștri. Ziceam că dincolo de aceste probleme majore care sunt pe agenda actuală la ordinea de zi, rămân subiecte de maximă importanță, care oarecum au rămas în umbră, au fost eclipsate de acest eveniment și aici mă refer la dosarele care cumva s-au prăfuit și rămân în umbră și cunoașteți foarte bine cazul operațiunii Bahamas. Am anterior, împreună cu colegii noștri, colegii mei, am prezentat mai multe documente concludente care vorbesc despre implicarea efectivă în spălarea de bani de 1,5 milioane de euro din Federația Rusă prin filiera Bahamas de către Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, și în special cu destinația fiind pentru campania prezidențială a lui Igor Dodon. Data trecută am prezentat documentele concrete și argumentele cele mai concludente despre deputații socialiști, și aici mă refer la Corneliu Furculiță, Vasile Bolea, Vladimir Odnostalco și evident că e vorba și de Petru Burduja. Documentele au fost remise la procuratură și sunt în examinare. Menționăm și aici și cu colegul meu, domnul Carp, am convenit foarte clar. Nu intenționăm în niciun caz să substituim procuratura. Fiecare instituție a statului își are rolul și menirea. De aceea noi venim și transmitem mesajul care vine din partea alegătorilor noștri, mesajul deputaților pentru instituțiile statului. Procuratura să-și facă treaba bine și să scoată la lumină. Și ziceam, ne-am bucurat foarte mult, nu numai eu și domnul Carp, să-l vedem pe procurorul general în plenul Parlamentului. Vroiam să mă refer acum la un caz concret, o situație care face parte din operațiunea Bahamas și despre implicarea președintelui actual Igor Dodon în toate aceste activități, de această dată chiar prin intermediul soției sale Galina Dodon, și vă propun următoare. La 2 decembrie 2015, la Banca Comercială Victoria Bank a fost depusă de către societate SRL, exclusiv media, fișa cu specimenele de semnături și amprenta ștampilei înregistrată cu numărul 2832 din aceeași dată. Potrivit fișei cu specimenele menționate, rezultă că dreptul prin semnătură, pe lângă directorul SRL exclusiv media Petru Burduja, a fost împuternicită cu drept de semnătură și cetățeanca Galina Dodon. Acest aspect evidențiază interesul familiei Dodon Igor și Galina Dodon în administrarea SRL-ului exclusiv media, chiar dacă acest agent economic a fost fondat de către Corneliu Furculiță și administrat de către Petru Burduja, ambele persoane membre activ ai PSRM-ului și foarte apropiați al lui Igor Dodon.
Dreptul la primă semnătură îi permite titularului acestuia să participe la administrarea patrimoniului societății comerciale și să se implice în procesul de administrare. Acest fapt denotă că nu este un simplu angajat al societății comerciale, dar are împuterniciri de administrator deosebite, ceea ce face diferența față de alți colaboratori ai SRL-ului, exclusiv media. În anul 2015, Igor Dodon era președintele Partidului Socialiștilor și deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fapt ce l-a obligat să indice în declarația sa cu privire la conflictele de interese personale calitatea de membru al organului de administrație al SRL-ului exclusiv media, adică a soției sale Galina Dodon. Dodon Igor a menționat în declarația sa cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, faptul că soția sa, Dodon Galina, a primit un salariu în mărime de 54.075 lei de la Exclusiv Media. Totodată, în declarația cu privire la interesele personale pentru 2015, Dodon Igor nu indică calitatea de membru al organului de administrare a Exclusiv Media SRL, a soției sale Galina Dodon. Dovadă în acest sens sunt următoarele documente. 1. Fișa 2832 cu specimene de semnături și amprenta ștampilei din 02-12-2015 a Exclusiv Media SRL. 2. Declarația cu privire la interesele personale pentru anul 2015 depusă de Igor Dodon. 3. Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2015 cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015. Acțiunile lui Igor Dodon în calitate de deputat în acea perioadă cad sub incidența componenței de infracțiuni prevăzute de articolul 352 prim din Codul Penal, falsul în declarații. Potrivit articolului 252 prim alineatul 2 din Codul Penal, includerea intenționată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese, este pedepsită cu, este penalizată cu o amendă în mărime de la 400 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de până la un an, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a mai ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de un termen până la 2 ani de 2 până la 5 ani de zile. Am aici, vreau să vă prezint copia de pe originalul acestei procure, în care figurează, în primul rând, Burduja Petru și poziția a doua, ceea ce am vorbit anterior, este doamna Galina Dodon, nimeni alta decât soția actualului președinte al Republicii Moldova și persoană cu influență și cu semnătură, primă semnătură în documentele și în activitatea Exclusiv Media. Știți foarte bine, prin intermediul acestui SRL au fost spălați bani din Bahamas și folosiți, utilizați pentru campania electorală a lui Igor Dodon de 2016. Ziceam că procuratura trebuie să continue investigarea și fac o remarcă, după mine importantă, și am văzut că mai mulți colegi parlamentari au făcut referire la ea. Conform codului de procedură penală, este prevăzut că persoanele împotriva cărora sunt dovezi concludente că au și probe suficiente că au participat la diverse fraude, nu mai pot fi invitați în calitate de martori. De aceea, ziceam, îl așteptăm pe Procurorul General în plenul Parlamentului cât mai curând. Profit de ocazie ca să-i ofer și domnului Lilian Carp să se pronunțe pe un subiect de asemenea de maximă actualitate, chiar dacă în contextul pandemiei suntem preocupați major, în primul rând, de aceste activități, nu trebuie să uităm în niciun caz de alte pandemii, numai puțin periculoase și pentru noi, pentru toți cetățenii Republicii Moldova.
Bună ziua, eu voi face cunoștință cu opinii publice cu un alt deci caz interesant, care de fapt am văzut că azi dimineața a apărut și în unele surse media. Noi avem și ordonanța despre ridicarea sechestrului asupra unor bunuri lui Vlad Plahotniuc și om să încerc să explic aceste lucruri. Deci în data de 15 octombrie 2019 a fost pornită o cauză penală în baza articolului 243 Cod Penal pe faptul spălărilor de bani în proporție deosebit de mari. Conform acestei ordonanțe, s-au analizat argumentele invocate de procuror în demers și cele expuse în cadrul ședinței și s-a constatat că cetățeanul Plahotniuc Vladimir Gheorghevici a fost implicat în spalare de bani prin câteva întreprinderi. Astfel, potrivit acestor materiale, este vorba de o sumă aproximativ de 9.553.000 de euro în calitate de împrumut și repartizarea beneficiilor de la companiile nerezidente a două întreprinderi, Vanguard International LTD și Vanguard International Group LTD. Aceste companii au fost declarate și în declarațiile de avere a lui Vlad Plahotniuc, care pot fi verificate. Urmare a investigării traseilor, mijloacelor bănești destinate acestor companii nerezidente și transferate către cetățeanul Vladimir Plahotniuc, s-a constatat suspiciuni rezonabile că acestea au ca origine mijloace bănești provenite de la compania rezidentă Bas System SRL, beneficiar a contractelor de achiziții a utilajelor softurilor și serviciilor în domeniul tehnologiilor informaționale încheiate cu MOL Telecom. Ce avem mai departe? Aici avem ordonanța în care a fost dispusă plasarea sechestrului. Da? Deci avem cum s-a constatat, în bază la ce s-a constatat ca să fie plasat, să fie sechestru. Iar mai departe vedem că la data de 17 februarie 2020 de către procurorul din Procuratura Anticorupție, Alexandru Cernei, cred că așa, prin ordonanță a fost dispusă scoaterea sechestrului de cotă parte 100% din capitalul social al BAS System SRL în valoare de 2.950.000 de lei. Și pe mijloacele bănești ale societății deținute în conturile bancare în valoare de 125.000 și 411.000, sumele se echivalează aproape la jumătate de milion de dolari SUA. Ce înseamnă acest lucru? Scoaterea de sub sechestru a mijloacelor financiare menționate va periclita procesul de recuperare a banilor ce au fost dobândiți prin infracțiune din achizițiile pentru MOL Telecom, Agenția Serviciilor Publice, Serviciul Vamal, Calea Ferată a Moldovei. Ori nu este clar raționamentul procurorilor care, neavând toate datele necesare de la organele competente din străinătate, din Singapore, Emiratele Arabe, Hong Kong, precum și că activitatea agentului economic Bas System nu a fost perturbată, a fost totuși sechestru deci aplicat. Ce înseamnă deci acest lucru? Noi vedem că afacerile privind achizițiile utilajelor de la întreprinderile de stat, MOL Telecom, Calea Ferată, fiind găinușa de aur pentru cei care sunt de la putere, vedem că au fost ridicate sechestrele unor întreprinderi implicate în, așa precum a constatat procuratura, în spalare de bani. Dar nu este întâmplătoare această ridicare de sechestru. Toate lucrurile se întâmplă într-un context politic foarte interesant. După ce Dodon și-a înscăunat propriul procuror, noi vedem că, în loc să fie trași la răspundere toți cei implicați în încercarea de lovitură de stat, vorbim de Plahotniuc, și suita sa, încetişor se întorc acasă. Vă mai aduceți aminte declarațiile lui Voicu despre Constantin Țuțu, că sunt destule întrebări față de acest personaj, precum că anumite persoane au fost dus în portbagaj, că sunt întrebări față de ce a fost în pădure la Orhei și așa mai departe. Deci noi vedem că după 14 zile de carantină, Costel umblă liber. Da, fără, o lună deja o lună vedem că carantina pentru Costel continuă. Vedem că și alte personaje din anturajul lui Vlad Plahotniuc, precum este Vaja Dar și Constantin Botner, după informația care este, se întorc acasă, iar unii din ei, neformal, dacă se crede în anumite sursuri,
surse sunt și în anumite funcții, precum este fostul șef de la SIS, dacă se adeverește acest lucru, atunci este clar că este o logică și în declarațiile pe care le-a făcut Andrean Candu în aceste zile la o emisiune, când a spus că Vlad Plahotniuc are ce vorbi cu Dodon și se vor intersecta într-un viitor foarte apropiat. Eu cred că odată cu venirea suitei lui Plahotniuc acasă, dar și ridicarea sechestrilor asupra anumitor întreprinderi, eu cred că aceștia au deja o înțelegere și cel puțin telefonic deja s-au intersectat. De aceea, pe această cale, cer procurorului general să se autosesizeze și să-și facă bine treaba, să apuce de lucru, să nu se lase în jocurile murdare pe care le impune Dodon și cu cealaltă clică care au furat Republica Moldova pe decursul acestor ani. Mersi mult și sper ca într-un viitor apropiat să ajungem ca Republica Moldova să scape de hoți. Eu înțeleg că aceștia fură și banii de pe pieptul mortului pentru bunăstarea lor, dar eu cred că într-o bună zi vor răspunde pentru ceea ce fac. Mersi mult! Bună seara, bună seara.